Salut și bine ai venit la Banii Mișcare, emisiunea de înțelepciune financiară cu sfatul pentru oameni și business-uri inteligent. Continuăm să vorbim despre finanțele personale și răspundem la noi întrebări trimise de telespectatorii noștri pe adresa bimarondigi24.ro. Ioana ne întreabă în felul următor. Investesc deja la BVB, dar aș dori o diversificare internațională. Am auzit că indicele S&P 500 oferă randamente foarte bune pe termen lung. Dumneavoastră, ce părere aveți? Care sunt avantajele și dezavantajele? Cum pot să investesc cel mai bine? Mulțumim pentru o întrebare, Ioana. Răspunsul scurt este că poți să investești în S&P 500 prin fondurile de investiții cu expunere pe acest indice sau prin ETF-uri. O să vedem concret ce trebuie să faci și care sunt avantajele acestei strategii. S&P 500 este un indice bursier care urmărește acțiunile celor mai mari 500 de companii din SUA. Spre exemplu, cele mai mari 5 companii S&P sunt Apple, cu o capitalizare bursieră de 2,1 trilioane dolari, urmată de Microsoft la 2 trilioane dolari, apoi avem Amazon și Alphabet, adică Google, la 1,6 trilioane dolari și, în fine, Facebook-ul la doar 920 de miliarde dolari. Ca să ne înțelegem, un trilion de dolari înseamnă 1000 de milioane dolari, da? Iar capitalizarea bursieră înseamnă practic valoarea companiei, adică numărul de acțiuni înmulțit cu prețul acțiunii. S&P 500 oferă randamente foarte bune pe termen lung. Spre exemplu, la finalul lunii iulie 2021, indicele S&P 500 era cotat în jur de 4.320 dolari, în creștere cu 38% față de anul trecut, 103% față de în urmă cu 5 ani și 284% față de nivelul înregistrat în urmă cu 10 ani. Cum funcționează acest indice? Practic, ponderile companiilor din indicele S&P 500 sunt calculate în funcție de capitalizarea bursieră a firmelor, adică numărul de acțiuni înmulțite cu prețul fiecărei acțiuni. Astfel, o companie care are o capitalizare de 50 de miliarde primește o pondere în indicele S&P de 10 ori mai mare decât o companie cu o capitalizare de 5 miliarde. Ponderile sunt ajustate pe baza free float-ului. Aceasta măsoară doar acțiunile de care dispune publicul larg și nu le ia în considerare pe cele deținute de managementul companiilor, de alte companii sau de agențiile guvernamentale. Pentru ca o companie să se califice pentru S&P 500, aceasta trebuie să aibă sediul în Statele Unite, o capitalizare de piață neajustată de cel puțin 8,2 miliarde dolari și 50% din acțiunile companiei sau mai mult trebuie să fie puse la dispoziția publicului. Prețul acțiunilor trebuie să fie de cel puțin 1 dolar pe acțiune și măcar jumătate din activele fixe și veniturile companiei trebuie să fie înregistrate în Statele Unite. În cele din urmă trebuie să aibă cel puțin 4 trimestre consecutive de câștiguri pozitive și trebuie să fie listată la New York Stock Exchange, Investors Exchange, Nasdaq sau BATS. Care sunt avantajele investițiilor în indicele S&P 500? În primul rând, costurile foarte reduse de tranzacționare, apoi lichiditatea extrem de bună, adică poți să cumperi și să vinzi foarte repede, precum și randamentul foarte bun, pentru că aceste companii sunt puternice, performante, se dezvoltă în continuu. Printre dezavantaje, putem spune că nu sunt incluse companiile medii sau mici, care pot oferi randamente superioare, dar la un risc mai mare, și că ponderea firmelor din tehnologie este destul de redusă, acestea reprezentând aproximativ 23% din alocările S&P 500 către tehnologia informației la mijlocul anului 2021. Pentru o comparație, alocările Nasdaq către tehnologia informației se ridică la 57% la jumătatea anului 2021. Haideți să vedem și cum investești efectiv în S&P 500. Este foarte simplu. Prima variantă, direct, adică îți deschizi un cont de investiții la un broker autorizat, apoi alegi ETF-ul care urmărește evoluția S&P 500 și investești lunar sume mici de bani. Găsești lista brokerilor autorizați pe site-ul BVB, secțiunea intermediar sau pe site-ul ASF. A doua variantă este să cumperi unități de fond la fondurile de investiții cu expunere internațională prin ETF-urile care investesc în SUA și în indicele S&P 500. Găsești lista administratorilor de fonduri pe site-ul asociației de profil, respectiv a
www.bankaf.ro. Mai multe informații poți obține de la brokerul sau fondul de investiții prin care decizi să investești. Nu uitați, așteptăm întrebările voastre pe adresa bim@digi24.ro, acronimul de la Banii în Mișcare. Puteți trimite aici recomandări de subiecte și întrebări legate de finanțele personale sau dezvoltarea afacerii. Vă așteptăm cu noi episoade interesante. Până atunci, nu uita, banii sunt întotdeauna în mișcare, așa că fii înțelept și fă-i să lucreze pentru tine, familia și afacerea ta.